O motociclistă care circula regulamentar a fost rănită după ce a fost izbită de o mașină și proiectată într-un alt autoturism. Accidentul a avut loc pe bulevardul Liviu Rebreanu. Motocicleta a fost aruncată pe marginea drumului, iar femeia a fost rănită. La fața locului a ajuns de urgență o ambulanță care a dus-o la spital. Cel care a lovit-o este în stare de șoc. Am depășit o mașină cu farurile oprite și am luat de pe banda 1, am intrat pe banda 2 și când am vrut să intru iară pe banda 1, am luat-o din prima, am fost când am văzut-o. Te-ai speriat? Cum? Nici n-am mai putut să reacționez nimic. Am sărit din mașină și m-am dus direct la ea. Ai ajutat-o să... Am vrut să văd dacă respire și să fie ok. Și a venit ambulanța și a stabilizat. Un tânăr în vârstă de 23 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu dinspre Alea Sănătății înspre intersecția cu bulevardul Sudului, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de către o femeie care în urma impactului ar fi fost proiectată în autoturismul ce circula regulamentar în fața sa, condus de către un bărbat în vârstă de 35 de ani. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv femeia de pe motocicletă, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.